Simona Halep ar putea sta departe de tenis cel puțin 4 ani după acuzațiile de dopaj. Campioana spune că niciodată nu a luat cu bună știință o substanță interzisă. Tragedie în Dâmbovița, un sportiv foarte apreciat de numai 15 ani cu rezultate bune și la școală a fost găsit mort pe calea ferată. Iar scumpirile mici și dese au dus din nou benzina la 7 lei litrul și motorina la 8,5. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Simona Halep riscă o suspendare de cel puțin 4 ani dacă va fi găsită vinovată pentru dopaj. Potrivit Agenției Naționale Antidoping din România, campioana poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare numai dacă își demonstrează nevinovăția. Decizia va fi luată de Federația Internațională de Tenis după ce Simona își va prezenta apărarea. Sportiva și antrenorul său, Patrick Muratoglu, spun că sunt gata să lupte pentru aflarea adevărului. Te susțin 100%, Simona, până la capăt, i-a transmis acesta. Simona Halep a picat un test antidoping pentru prima dată în strălucita ei carieră, iar anunțul a făcut în conjurul lumii. Firicel Tomei, primul său antrenor, crede că sunt mai multe moduri prin care substanța ar fi putut să ajungă în probele recoltate jucătoarei de tenis după turneul de la US Open. Ea a fost testată și înainte de turneu în America și a fost testată după turneu în România. Probele sunt negative. Cine poate arăta că a fost o greșeală de laborator? Dacă excludem lucrurile acestea, rămâne doar posibila greșeală a unui om din echipa Simonei. Problema e dacă nu se găsește un vinovat. Asta e aiurea, pentru că atunci Simona rămâne singura care trebuie să ducă această umbră. 4 ani să ieși din schemă, din treaba cu tenisul, e imposibil de revenit, nu mai are niciun rost. Doar în ultimii 3 ani, Simona Halep a trecut cu bine de 10 de teste antidoping la competiții. Roxadustat, substanța cu care a fost depistată, a fost introdusă încă din 2018 pe lista substanțelor interzise în competițiile sportive. Indiferent de cantitate sau concentrația depistată la teste, sportivul este suspendat chiar și dacă demonstrează că nu a ingerat-o conștient. Substanța oferă o rezistență mai mare la efort. În momentul de față are o suspendare provizorie obligatorie, măsură pe care o poate contesta la forul internațional, care va decide dacă o ridică sau o menține în continuare. Pe parcursul perioadei de suspendare nu are voie nicio calitate în activitatea sportivă, deci nu doar în tenis. Eliminarea perioadei de suspendare există și această posibilitate. În circumstanțe excepționale, însă vorbim de o sportivă de mare performanță, cu acces la resurse, financiare, umane, experți în domeniu și există principiul responsabilității stricte. Sportivii sunt direct răspunzători de ceea ce au în organismul lor. Actualul antrenor al Simonei, Patrick Muratoglu, nu a dorit să comenteze în presă subiectul, însă a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj pentru Simona. Te susțin 100% în această luptă, Simona, până la capăt. Mai mulți sportivi îi iau apărarea Simonei și cred că totul este o greșeală. O știu pe Simona destul de bine, de decenii întregi, și cred cu tărie că ea nu s-ar atinge de bunăvoie și cu bună credință de vreo substanță dopantă. Tenisul reprezintă fair play și prin asta se pun rivalitățile deoparte. Îți ținem pumnii, știm cu toții ce luptătoare ești. Alți mari sportivi din lumea tenisului au trecut prin experiențe similare. Maria Sharapova a fost depistată pozitiv în anul 2016 la Meldoniu, o substanță adăugată pe lista agenției antidoping cu o lună înainte ca Sharapova să fie depistată pozitiv în sferturile de la Australian Open. Sportiva din Federația Rusă a recunoscut că a luat medicamentul, dar că nu știa că fusese interzis. Tribunalul de arbitraj pentru sport i-a redus pedeapsa de la 2 ani la 1 an și 3 luni, însă Sharapova a jucat și la alte competiții pentru că organizatorii i-au oferit multiple derogări. Simona Halep a reacționat atunci și a declarat că practica transmite un mesaj greșit tinerilor sportivi. Andrei Agassi și Martina Hingis au fost de asemenea depistați pozitiv la metamfetamină, respectiv cocaină. Americanul a recunoscut că devenise dependent și a fost suspendat de ATP doar pentru 3 luni, întrucât infracțiunea fusese comisă înainte să fie înființată Agenția Mondială Antidoping. Pe de altă parte, elvețianca Hingis a fost suspendată timp de 2 ani din toate circuitele, deși ar fi făcut mai multe teste în particular, care au ieșit negative. În multe orașe din țară, scumpirile mărunte și dese au adus iar prețurile la aproape 7 lei litrul de benzină și chiar 8,5 pentru motorină. Plătim carburanți mai scump față de vară, chiar dacă prețurile au o compensare de 50 de bani. Specialiștii spun că sunt posibile noi creșteri și în perioada următoare pe fondul războiului din Ucraina, mai ales că din decembrie intră în vigoare și embargoul asupra țițeiului rusesc.
La această benzinărie din Cluj-Napoca, prețul afișat pentru un litru de benzină a sărit de 7 lei, iar motorina este aproape 8,50 lei. Am băgat de 200. Mai permite să faceți plinul? Nu prea. Foarte rar bag și de 200. Ați făcut plinul? Nu, 50 de lei am pus numai. Mi se pare că au crescut puțin de săptămânile trecute. În capitală, litrul de benzină standard afișat la unele stații ajunge și la 7 lei și 0,5 bani, iar pentru motorină la 8 lei și 51 de bani. Față de luna trecută, la nivel național, prețurile la benzină s-au majorat cu 2%, pe când la motorină cu 3%, potrivit monitorizării platformei pecoonline.ro. Creșterile DSE ajung practic să anuleze compensarea cu 50 de bani oferită de companii și de stat, valabilă până la finele anului. Ne uităm la evoluția prețului carburanților din ultimele luni și vedem clar că motorina este în continuare mult mai scumpă decât benzina. Prețul mediu al motorinei este cu aproape 1 leu și jumătate peste cel al benzinei. S-a menținut acest decalaj pentru că a fost cerere mare de motorină în sectorul agricol pentru lucrările de toamnă, dar și pentru că avem un război la granițe. O presiune în plus pe preț apare din faptul că pe 5 decembrie intră în vigoare embargoul Uniunii Europene asupra țițeiului importat din Rusia. Asta în vreme ce petrolul a urcat pe piețele internaționale. În momentul când variază prețul materiei prime, prețul internațional barilului, vedem impactul în prețuri atât în sus cât și în jos. Îl vedem într-o săptămână, maxim două săptămâni. Decizia OPEC Plus de a anunța o viitoare reducere a producției de combustibili. Ați văzut că a fost o anumită creșterea prețului barilului. Barilul de petrol se apropie de 100 de dolari. Specialiștii spun că ar putea urca și peste acest nivel cu 10-15% până la finele anului. Președintele Zelenski a acuzat Moscova de un atac masiv cu 36 de rachete lansate asupra Ucrainei numai noaptea trecută. Rachetele, dar și dronele vizează cu precădere infrastructura critică. Mai mult de o treime din stațiile electrice au fost distruse. Moscova vrea să provoace un nou val de refugiați și o catastrofă umanitară, acuză oficialii de la Kiev, care cer rapid sisteme de apărare antiaeriană. În același timp, forțele Kievului continuă ofensiva din regiunea Herson, unde rușii par să pregătească o retragere pe malul estic al Niprului. Dronele sunt peste tot în războiul din Ucraina. Rușii le folosesc masiv pentru a ataca infrastructura energetică a țării pe care au invadat-o, dar și pentru a identifica pozițiile forțelor ucrainene. Lângă Bahmut, pe frontul de est, soldații unei unități mecanizate ucrainene rămân ascunși cât de mult se poate. Ostril, buha! Yuri era tâmplar înainte de război. Acum este comandant de unitate. Here in Bakhmut is the hottest point on the line. 24 hours per day we have attacks. I think we need to go down. Bunkerul ține loc și de adăpost și de dormitor în rarele momente de acalmie. Our enemy have many weapon and artillery. Ucrainenii folosesc drone obișnuite la care atașează explozibili și le aruncă asupra pozițiilor inamice, dar și rușii răspund la fel. Russians now use this too. We show them example and they're learning from you. They learning and they yeah. Într-o localitate din zonă, Soledar, bombardamentele invadatorilor au distrus aproape totul. Pare o scenă din al doilea război mondial. Like Stalingrad, because we have maybe 90% of buildings are demolished. We call them Soledar, but it's a Soledar. În zona Bahmut, ucrainenii au săpat tranșee. Acolo luptă cu mercenarii din grupul Wagner. Они просто так валялись, не знаю, как объяснить. По 50-100 в день вот так вот. Они их не забирали, и потом уже им было интересно, ходили, смотрели, там автоматы у них забирали все. Dar și ucrainenii au pierderi grele. Tot mercenarii din grupul Wagner au primit misiunea de a construi această linie de fortificații, care a ajuns la aproape 2 km lungime, în apropierea unui oraș de importanță strategică din estul Ucrainei. Sunt 4 rânduri de fortificații în formă de piramidă din beton, iar în spatele lor este săpat un șanț adânc. Astfel, rușii speră că ar putea opri tancurile și blindatele ucrainene în cazul unei avansări spre est. Pentru a doua noapte la rând, armata ucraineană a lovit podul Antonovski, în apropierea căruia rușii au instalat un ponton din barje pentru a se putea retrage pe celălalt mal al Niprului. Toți rezidenții civili din Herson trebuie să părăsească imediat orașul, a transmis administrația regională de ocupație, invocând o situație tensionată pe linia frontului și pericolul crescut de bombardamente masive. Ieri, un convoi de jurnaliști și propagandiști ruși a fost surprins de rachete în timp ce traversa râul. Vă zile! Și херсонских журналистов и их семьи
с опасного правого берега на левый. Первый удар был нанесен в начало колонны. Это машина, которую вел я. Второй удар в середину, третий в конец. După ce a șocat anunțând că și-a trimis fiii minori să lupte alături de trupele ruse pe front în Ucraina, liderul cecen Ramzan Kadyrov pretinde acum că băieții lui au luat prizonieri ucraineni. Lăudându-se cu faptele de arme ale așa zișilor războinici cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, Kadyrov anunță în înregistrările video postate o altă poziție capturată, un detașament inamic distrus și 6 militari ucraineni capturați. Pentru elevi și liceeni a început săptămâna bucuriei. Au intrat în vacanță și mulți au plecat deja. Cu cât s-au scumpit taberele școlare, aflați imediat. Un sportiv de performanță de numai 15 ani a sfârșit tragic în Găiești, Dâmbovița. Adolescentul a fost găsit dimineață pe calea ferată de la marginea orașului, iar lângă el era bicicleta distrusă de tren. Își vizitase aseară iubita și la întoarcere a traversat peste șine în loc să urce pe pasarela din apropiere. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Mihai făcuse sport de mic, era pasionat de kickboxing și începuse să participe la turnee unde obținea rezultate excelente. Seara, băiatul de 15 ani a mers la iubita lui fără să-și anunțe părinții că pleacă de acasă. Un copil extraordinar, învăța foarte bine, o grămadă de prieteni sportivi, mergea la competiții, un om extraordinar, m-a nenorocit Dumnezeu. Seara a mers la prietena lui, a venit, am crezut că a fost acasă. Dimineața, un trecător i-a găsit trupul pe calea ferată în apropierea pasarelei de la ieșirea din Găiești către autostrada A1. Lângă el, bicicleta lui era distrusă de tren. Împietriți de durere, părinții lui încearcă să înțeleagă cum a fost posibilă o așa nenorocire. Erau convinși că fiul lor doarme în casă când polițiștii le-au bătut la ușă. Cel mai bun prospect al nostru, un copil crescut de noi în sală, practic era cel mai bun copil al nostru. Face kickboxing de 7-8 ani, deja trecuse la următorul nivel. Era un copil eminent atât la școală cât și în sportul de contact. Echipajul de salvare a constatat că băiatul murise cu multe ore înainte. Am găsit o persoană de sex masculin politraumatizată, fără semne vitale. Din păcate nu s-au mai impus manevre de resuscitare, nu s-a mai putut face nimic pentru victimă. Imediat după ce s-a primit apelul la 112, polițiștii au sosit de urgență la fața locului. Criminaliștii strâng probe chiar în aceste momente pentru a înțelege exact în ce împrejurări s-a produs tragedia. Incidentul s-a produs într-o zonă în care localnicii traversează mai mult peste calea ferată decât pe pasarela pietonală din apropiere. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. O explozie violentă a zdruncinat un bloc cu 4 etaje din Arad. Un locatar de 51 de ani a ajuns la spital cu arsuri pe 93% din suprafața corpului și a fost transferat la un spital din Timișoara. Victima a aprins aragazul ca să se încălzească, ochiul s-a stins, iar gazele acumulate au dus la o deflagrație. În Arad nu a fost pusă deocamdată în funcțiune încălzirea centralizată și mulți oameni apelează la improvizații, unele dintre ele foarte periculoase. Elevii, indiferent de vârstă, au intrat în vacanță. Este pentru prima dată când cei de gimnaziu și de liceu se bucură de un respiro după nici 2 luni de școală. Unii merg pentru câteva zile în tabără, ori în excursii, cu precizarea că toate s-au scumpit cu până la 30%. Părinții și copiii și-au planificat deja prima vacanță din acest an școlar. Noi începem vacanța cu o plecare la munte. De câte zile? 2 nopți, 3 zile. Și după aceea aș vrea ca și activități să mergem la teatru, la film. Nu cred că plecăm în vacanța asta. Da, în vacanța asta. N-avem liber. Doar ei au liber, noi nu. Organizatorii de tabere se străduiesc să atragă pe copii și vin cu idei noi. De exemplu, într-o pensiune de la Poalele Munților sunt așteptați împreună cu câinilor pe care vor învăța să-i dreseze. Ei practic trebuie să învețe să treacă prin aceste obstacole împreună cu cățelul, advenindu-l cu o recompensă foarte bună pentru ei. În tabără pot merge neînsoțiți copiii mai mari de 10 ani. Părinții vor da 1300 de lei pentru cazare și masă, 4 nopți, lecții de dresaj și recompense pentru câini. Învață ce înseamnă să ai un cățel, pentru că acasă mai e mami, mai e tati care au grijă de cățel, dar aici ei trebuie să dai singur de mâncare, să strângă după el, să aibă grijă să nu facă prostii. Pentru 1950 de lei, copiii pot participa la o tabără de Lego la Sâmbăta de Sus. Jocul de construcție este doar un mijloc pentru a-și dezvolta alte abilități, spun organizatorii. Le combinăm și cu partea de drumeție, de orientare, de plimbare pe afară și multe activități în aer liber. Taberele s-au scumpit cu 30% față de anul trecut. Pe Valea Prahovei, hotelierii încearcă să vină cu oferte bune pentru întreaga familie.
Aici, copiii până în 6 ani sunt cazați gratuit, iar pentru cei între 6 și 12 ani, părinții vor achita numai jumătate din tarif. Prețurile pornesc de la 275 de lei de persoană, ceea ce înseamnă cazare, mic dejun, un foc de tabără, o cină tradițională, biliar, tenis de masă, badminton. În alte părți, copiii pot învăța să se descurce în natură. Haideți să învățăm o jumătate de zi cum să supraviețuim în pădure dacă n-am avea cu nimic la noi. Anumite companii și chiar instituții de stat le vor permite angajaților să stea cât mai mult cu cei mici în vacanță. De pildă, Consiliul Județean Harghita a anunțat că săptămâna viitoare va lucra în ritm mai redus ca de obicei, tocmai din acest motiv. În plină criză, piața imobilialelor de lux este încă în creștere, spun specialiștii. În București, de exemplu, cererea de locuințe de tip penthouse este mai mare cu aproximativ 10%. Cumpărătorii sunt dispuși să plătească milioane de euro pentru proprietăți deosebite. Au apărut și investitori care cumpără la comun astfel de locuințe și le închiriază în regim hotelier. Cu o suprafață de peste 200 de metri pătrați și o terasă generoasă de peste 20 de metri, acest penthouse oferă una dintre cele mai frumoase priveliști de la malul mării. Are 3 dormitoare și un living cu o înălțime de 6 metri. Locuința costă aproximativ 1 milion de euro și se află la etajele 11 și 12 și va fi deținută de 20 de proprietari. Este un nou concept pentru segmentul proprietăților de lux, spun dezvoltatorii. În astfel de cazuri, proprietarii au dreptul să se bucure de apartament aproximativ 2 săptămâni pe an. În rest, locuința este închiriată în regim hotelier. Pe lângă faptul că deții o parte dintr-o proprietate, care în mod normal ar trebui să o plătești integral, ceea ce o face destul de restrictivă, te și poți bucura de ea. Conceptul partițiilor imobiliare de lux a fost inițiat în Statele Unite ale Americii la începutul anilor 90, cu scopul de a le oferi acces la investiții în proprietăți scumpe celor care nu își permit să le cumpere integral. You have the right to use it and you only use it when you need it. The rest of the time someone else who also needs it for that different time. Situația personală și financiară a fiecărei persoane s-ar putea să fie suficient de solvabilă pentru a putea intra imediat într-un astfel de contract fără a fi nevoie de finanțare externă. În România, spun specialiștii, valoarea medie plătită de un coproprietar care investește într-un astfel de sistem este de 32.000 de euro. Cererile cele mai mari sunt în zonele turistice de la mare și de la munte. În Poiana Brașov, de exemplu, un metru pătrat costă și 7.000 de euro. Un apartament de 2 camere ajunge în jurul sumei de 250.000-270.000 de euro plus TVA. Piața imobiliarelor de lux s-a dezvoltat în ultimii ani în marile orașe. Acest penthouse este aproape de Parcul Herăstrău din capitală. Are o suprafață de peste 300 de metri pătrați, se vinde la prețul de 2,5 milioane de euro. Pardoseala și pereții sunt din marmură și ceramică. O bună parte din preț face acest view, pentru că ăsta este și motivul pentru care oamenii își doresc să achiziționeze un penthouse. În ultimii 2 ani, prețurile au crescut în medie cu 18-20%. Gândiți-vă că numai în București, un metru pătrat variază între 3.800 și 7.000 de euro. În România, segmentul imobiliarelor de lux reprezintă sub 10% din piață. Florentina Bălășoiu, Pro TV. O nouă afacere ia avânt. Panourile fotovoltaice foarte căutate în această perioadă au nevoie de curățare pentru a funcționa la capacitate maximă. O spălare profesională cu ajutorul unor sisteme avansate măcar o dată pe an. Serviciile în acest domeniu sunt în continuă dezvoltare pe măsură ce sunt montate tot mai multe panouri. Anul trecut, acest bărbat și-a instalat pe acoperișul casei 18 panouri fotovoltaice. Până acum le-a spălat singur în regim casnic, însă, după un timp, pentru performanțe energetice maxime, a apelat la o companie specializată. În baza unui contract de mentenanță, vine și spală profesional. Conține atât mentenanța electrică, și la componente, și la invertor, și la baterii. Pentru că în încercarea de a reduce costurile la utilități, atât utilizatorii privați cât și companiile și-au făcut conversia la astfel de sisteme și afacerea întreținerii lor a înflorit. Există mijloace complet autonome care pot fi programate sau radiocomandate care să efectueze această operațiune pentru instalațiile industriale. Acest bărbat din Sibiu are deja de câteva săptămâni 8 panouri fotovoltaice instalate pe casă cu o putere de 3,2 kW. Cum ele sunt la înălțime și acoperișul este greu accesibil, vrea să apeleze la serviciile profesioniștilor. Eu cu siguranță nu o să mă urc pe casă să fac asta. E riscant și prefer să plătesc pe cineva și să le spele.
În paralel, numai în ultimul an și cererea pentru produsele de curățare a panourilor fotovoltaice a crescut cu 80% și produsele s-au scumpit. Clienții industriali plătesc 50 de lei pentru un litru de detergent, iar kitul, care include detergentul și dispozitivele manuale sau automatizate, poate costa între 500 și 5.000 de euro. Trebuie adăugat și prețul manoperei, care ajunge la 2,50 euro metrul pătrat. Procesul de spălare este cel mai bine să se facă dimineața sau seara pentru a evita șocurile termice sau o uscare prea rapidă a panourilor, care în urmă lasă niște urme de detergent. Ele se pot depune resturi de praf, gaze de eșapament, polen și pot reduce drastic performanța unui sistem fotovoltaic cu până la 30%. Potrivit specialiștilor, dacă puterea sistemului fotovoltaic scade sub 70%, curățarea trebuie făcută cât mai repede. Este vremea castanelor, probabil unele dintre cele mai gustoase roade ale toamnei. Ploile puține de anul acesta au ajutat castanele să fie mari și gustoase. Cine știe să le aleagă, pe cele comestibile le poate culege din pădure, cine nu le ia din supermarket sau de la piață, unde sunt de două ori mai scumpe decât în 2021. Anul ăsta au fost chiar multe. Au fost când au adus într-o zi și 70 de kilograme. Uitați, miezul, ce frumos e, sănătos. Cei care au mâncat măcar o dată castane știu că cele din parcuri nu sunt comestibile, însă în pădure sunt pe alese. Culegătorii le vând cu succes la piață sau pe internet. 15 lei, 10 lei, sunt la 20 de lei, fiecare cum are client. Dacă ești harnic, poți să faci foarte bine. În Baia Mare, orașul castanelor, tarabele sunt pline. Față de anii trecuți, sunt foarte, foarte sănătoase. Multe și mai sănătoase. Castanele se coc în tigaie sau la cuptor. Fierte se pot transforma într-un piure delicios sau într-o supă cremă. Am auzit că dacă le crestezi în formă de cruce, se desfac mai ușor. Încet, încet se intre și în rețetele puțin mai sofisticate, dacă pot să le spun așa. Ca și piure, merge într-o combinație de umplutură pentru curcan, pentru pui, pentru orice. Se poate face cu friptură de porc. Piureul de castane se vinde și la cofetărie. Se vede pus în straturi, cu frișcă, atât la baza paharului cât și deasupra. Și înăuntru e piureul de castane. De obicei, lumea îl savurează alături de o cafea sau poate o băutură caldă, o ciocolată caldă. Are romul în compoziție. Mă duce gândul la toamnă, la cozy, la căldură. Castanele sunt bogate în nutrienți. 100 de grame de castane conferă undeva la 21% din necesarul de fibre zilnice, ceea ce ajută la digestie. În România mai avem în jur de 1000 de hectare de păduri de castani, majoritatea în proprietatea Romsilva. La Roma, Giorgia Meloni a depus jurământul pentru funcția de premier în fața președintelui Sergio Mattarella. Astfel, lidera partidului de extremă dreaptă, Frații Italiei, a devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. După al doilea război mondial, va trece prin votul de încredere al Parlamentului săptămâna viitoare. Lista de miniștri aleși de Giorgia Meloni reflectă dorința sa de a-i liniști pe partenerii Romei îngrijorați de sosirea la putere în Italia unui premier de extremă dreaptă. Titularul la externe și vicepremier este Antonio Tajani, fost președinte al Parlamentului italian. Altă garanție pentru Bruxelles este Giancarlo Giorgetti, un reprezentant din aripa moderată a Ligii, deja ministru în guvernul lui Mario Draghi, care a primit portofoliul crucial al economiei. Populistul Matteo Salvini are Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, deși îl râvnea pe cel de interne, care a ajuns la un tehnocrat. S-a încheiat după o săptămână Congresul Partidului Comunist Chinez, care i-a încredințat președintelui Xi Jinping un al treilea mandat istoric, devenind cel mai puternic lider pe care l-a avut China de la Mao Zedong. Însă în mijlocul unității de monolit din jurul conducătorului absolut, la ceremonia de închidere a Congresului a fost o scenă dramatică. Fostul președinte chinez Hu Jintao a fost scos din sală. Hu Jintao avea loc în prezidiu chiar lângă președintele Xi Jinping. Părând slăbit, veteranul politician în vârstă de 79 de ani, care a fost președintele Chinei între 2003 și 2013, a fost scos afară din sala Palatului Poporului, aparent împotriva voinței lui. Părea dezorientat când doi asistenți l-au condus spre ieșire, unul ținându-l de braț. În trecere, Jintao îi mai adresează câteva cuvinte președintelui Xi și îl bate amical pe umăr pe noul premier chinez Li Keqiang. Ieșirea neobișnuită din scenă a lui Hu Jintao nu a fost nici explicată, nici măcar semnalată de media de stat din China.
Fie a fost un scenariu, o afișare a puterii politice de la Beijing, cu un lider reprezentând alte vremuri, îndepărtat simbolic, fie Hu Jintao a fost scos din sală pentru că are probleme serioase de sănătate. Hu Jintao reprezintă o Chină foarte diferită de cea a lui Xi Jinping. Când el a fost președinte, la Beijing era o conducere colectivă, iar Hu a trebuit să găsească echilibru între diverse facțiuni din Comitetul Permanent al Biroului Politic. Anii Hu au fost văzuți ca o perioadă de deschidere către lumea exterioară și de toleranță sporită față de noile idei. În schimb, Xi Jinping, care are 69 de ani, duce China într-o direcție foarte diferită, cu el lider absolut și de necontestat. Astăzi, la Congres, a fost ales Comitetul Central format din 205 înalți oficiali ai partidului. Au fost adoptate și schimbări la statutul partidului, susținând tezele lui Xi Jinping ca principii directoare pentru viitorul Chinei. Poliția investigează misterul din jurul unei mașini descoperite îngropată în curtea unei proprietăți de lux din apropiere de San Francisco. Muncitorii care lucrau la amenajarea curții actualului proprietar au dat peste vehiculul îngropat. Până acum nu au fost descoperite și rămășițe umane, deși posibilitatea ca acestea să existe a fost semnalată de câinii special antrenați în căutarea de cadavre. Poliția a stabilit că mașina ascunsă în groapă, cu un strat de pământ de aproximativ 15 cm deasupra, ar fi un Mercedes decapotabil care a fost raportat dispărut în 1992. Între timp, cel pe numele căruia era înregistrată, mașina a murit. Vehiculul a fost găsit cu susul în jos. Pe fundul gropii, dar și în portbagaj, erau saci cu ciment. O urmărire pe autostradă din Chile s-a încheiat cu o ploaie de bani în mijlocul drumului. Polițiștii erau pe urmele unor indivizi care jefuiseră un magazin și încercau să fugă cu mașina. Iar camerele de supraveghere a traficului au surprins momentul când suspecții au aruncat pe geam un sac plin cu bancnote. Probabil că zeci de mii de pesos chilieni s-au împrăștiat pe șosea. Unii polițiști au oprit traficul și s-au apucat să strângă banii. Alții au continuat urmărirea. Autoritățile spun că până la urmă au fost arestați 6 suspecți. Iar presa susține că indivizii furaseră 10 milioane de pesos, care înseamnă cam 10.000 de dolari americani. Mergem mai departe cu o priveliște amețitoare. Cel mai lung pod suspendat din lemn, susținut de cabluri, a fost deschis pentru public într-o zonă montană din Michigan. Are 360 de metri lungime, din care o porțiune de peste 300 de metri trece pe deasupra unei văi, iar lățimea acestei punți este de 1,5 metri.